Cum se face că la nivel european, țările scandinave, Finlanda și celelalte țări scandinave, sunt în topul inovației și creativității, iar România, alături de Bulgaria, este pe un evident loc codaș. Și mă întreb, care e explicația? Am eu niște bănuieli, dar aș vrea să aud percepția ta. Cum se explică asta? Explicația ține foarte mult de, este legată și de cultura în care trăim, care e o cultură preponderent irațională, să spunem așa, dacă folosesc un termen soft, să nu zic altfel. Spre deosebire de țările, cum e Germania sau țările nordice, o cultură mai rațională, nu neapărat 100%, că nu putem vorbi în termeni absoluți, dar sunt culturi mai riguroase, mai raționale. Asta înseamnă inclusiv parte de instituții, de organizare, planificare, de modul în care se fac lucrurile. Pentru că, vezi, creativitatea nu stă în această spontaneitate, am o idee. Toată lumea are idei bune. Dacă nu e pusă într-un plan, într-un proiect, nu e într-un fel de matrice, majoritatea ideilor se pierd. Lucrez cu câteva companii care oamenii au foarte multe idei. Și nu le revalorifică, trec pe lângă. Și în alte companii reușesc să valorifice, dar dacă valorifică 5% din aceste idei, prin asta creează o mare diferență. Deci e vorba de implementare, de capacitatea de implementare, mai curând decât de inventivitatea nativă sau naturală. Da, dar eu numesc asta un cadru mai riguros, mai rațional de a funcționa. Uh-huh. În Germania poate nu este, sau germanii, marea majoritate, nu sunt chiar atât de spontani, de înclinați spre imprevizibil sau spre bucuria clipei cum suntem noi, sau cum sunt cei mai mulți dintre români, dar în același timp, când planifică ceva, încearcă să se țină de treabă și reușesc în bună măsură. Un manager care a lucrat în Germania a condus un grup de companii și după aia a venit în România pentru acel grup de companii. Îmi spunea diferența între ce se întâmpla în Germania, avea în subordine, să zicem, 9 country leads, în România la fel, 9 country leads. În Germania, când stabilea un plan, era o ceartă permanentă. O săptămână se certau, discuții aprinse, dar în momentul în care stabilea, 100% era realizabil. Aici, noi zici că dorim într-o jumătate de oră, n-avem ce discuta. Totul este clar. Dar rata de implementare este puțin mai mult de 30%. Când spui mai mult de 30%, asta e o medie pe care ai constatat-o tu sau te referi la strict la o companie? Este ceea ce îmi spunea el. Dacă ar fi 30%, ar fi bine din punctul meu de vedere. Eu cred că sunt pierderi foarte mari la noi, pentru că nu sunt valorificate. Nu e valorificat potențial intelectual și creativ, să folosesc așa un termen mai pompos. Nu e valorificat potențialul intelectual și creativ al oamenilor. În legătură cu asta, din toate cercetările și observațiile tale, ai făcut multe. Tocmai îmi spuneai că după astea două cărți care sunt la mine în bibliotecă, mai sunt încă vreo 5 cărți care sunt convins că au niște bază științifică așa cum ne-ai obișnuit. Dar eu aș muta discuția într-o zonă mai emoțională. Ești optimist în legătură cu viitorul previzibil sau mai puțin previzibil al românilor? Ca evoluție economică, ca evoluție culturală în următorii, să zicem, 30 de ani? Păi. Știu că nu poți face predicții, de-aia te-am luat pe partea de stare, dacă ești optimist. Da, ca stare pot să dau așa. Dar vorba, am văzut-o într-un film zilele trecute, optimismul nu ar trebui să fie o tactică. Mm-hmm. Cred că mai mult nu ar trebui să fie o strategie. Nimeni n-are cum să știe ce va fi peste 30 de ani, dar este cert că există un progres remarcabil al României în acești 30 de ani. Noi ne macină diverse probleme și cu ce ne confruntăm, nemulțumirile pe care le avem și ne raportăm aici la ce se putea face într-un mod cât de cât realist, să zicem așa, în România. Dar lucrurile au evoluat înspre bine, în multe segmente. Dacă vorbim de segmentul economic, de pildă ce s-a întâmplat pe zona de IT,
arată că se poate. Dacă s-ar întâmpla același lucru sau, în fine, sigur, adaptate și în alte zone, în alte sectoare, din punct de vedere economic, ar putea să România să aibă o strategie mult mai coerentă. Din păcate, marea problemă pe zona economică este că se creează prea puțină plus valoare în România. Atâta timp cât se creează prea puțină plus valoare și productivitatea este limitată și banii oamenilor sunt limitați. În România, dacă vrem să ne dezvoltăm ca țară și ca oameni, trebuie să se creeze mai multă plus valoare din punct de vedere economic, companiile să creeze această plus valoare, nu să facă industria automotivă. Funcționează foarte bine în România. Dar industria automotivă creează foarte puțină plus valoare. Hai să mai aducem niște companii auto, deși acum segmentul auto este foarte lovit de criză, ce vorba între noi. Dar în afară de Dacia Renault, nu există pe segmentul ăsta prea multă plus valoare. Mai sunt niște mici. La fel, okay. Partea de customer support. Nu se... Valoarea se schimbă în criză acum, ca și percepție oricum. Ce era valoros înainte de criză nu mai este relativ la fel de valoros. După criză vor fi alte lucruri, sau mă rog, în tranziția asta și după criză vor fi alte lucruri valoroase decât cele care erau până acum, ceea ce ar putea fi o oportunitate, dacă știm să o exploatăm ca atât. Da, evident, pentru că uite, acum cu ce s-a întâmplat în China, cu dependențele în special economice față de China, va trebui să urmeze o perioadă în care vor fi multe investiții sau multe companii vor încerca să se securizeze dezvoltând companii mai mici sau filiale în zona mai stabilă a lumii, între care Europa Centrală și de Sud-Est este o zonă foarte acceptabilă sau care promite foarte mult din punctul ăsta de vedere. Deci astea sunt, fără îndoială, sunt oportunități. Ești curios cu mintea ta de cercetător când te-ai uitat la reacțiile populației în general în situație de criză. Ce concluzii ai tras? Cum au reacționat românii la criza COVID? Cum au reacționat la mesajele care există peste tot în jur? Ți se pare că au reacționat previzibil și predictibil din punctul tău de vedere? Ai învățat ceva nou din reacția societății la... Nu, asta era spune, aproape 100% previzibil cum reacționează majoritatea românilor. Nu numai, în Balcani este aproape, poate cu puține excepții, este cam aceeași reacție. Anxietate și depresie, nu? Asta a fost, asta din păcate a caracterizat ca fenomen. Și la asta a contribuit foarte mult și comunicarea, care a fost un dezastru. Nu doar în România, și în Europa a fost un dezastru comunicarea, în Europa de vest. Da, dacă ar fi să dai un sfat în legătură cu procesul ăsta de, cum zice englezul, acquiring data, colectare de date pentru a putea lua decizii. Că ești preocupat și specializat în zona de leadership, de management și știm că luarea deciziilor este poate cea mai importantă competență pe care o are cineva în această poziție. Ce sugestie ai da? Ce poate mică tehnică sau serie de pași ar merita urmați atunci când incertitudinea e mare, dar presiunea pe decizii nu pleacă? Este tot acolo, poate chiar e acută. Păi aici sunt două lucruri, două acțiuni. Una este legată de cum facem față incertitudinilor și aici intrăm într-o zonă mai degrabă psihologică. Inclusiv, fiecare dintre noi are o anumită reacție la nivel psihologic, la nivel individual, în fața incertitudinilor, în fața pierderilor. Nimănui nu-i place să piardă, iar primul lucru pe care e nevoie să-l accepti într-o criză, mai ales cu o criză de asemenea învergură, o criză sanitară care merge direct în zona de frică, de siguranță, este să accepti pierderi. Toată lumea pierde într-un fel. Bun, toată lumea, mai puțin câțiva care. Dar în principiu, toată lumea pierde. Și asta nu convine, inclusiv teama. Pierderile sunt de diverse feluri. Pierderile psihologice sunt mai mari de multe ori decât pierderile materiale. Sau, în fine, pot fi mai stresante și mai drastic trăite. Iar al doilea lucru este, deci una este cum faci față la nivel psihologic, iar al doilea lucru este să acționezi. Asta este cel mai important. Sau, în fine, cum anume, ca să acționezi ai nevoie să nu fii rațional. Ca să nu fii rațional este foarte complicat într-o stare irațională, într-un fel.
Să nu fii rațional în sensul în care să nu te paralizezi de prea multă analiză, te referi probabil. Iar pentru asta ai nevoie, ca să devii mai rațional, ai nevoie de statistică. Acum vorbind foarte popular, de statistică, adică de niște repere, de niște date. Și asta a fost o mare problemă, că și am încercat să culeg niște date, mai ales în perioadele de început, prin martie-aprilie, și nu știam ce date, nu știam cum să le validez, chiar dacă încercam din trei surse, na, ca jurnaliștii, să iei trei surse, nu știi care nu știi cum să le discriminezi între ce care e bună și care nu e bună, sau în fine, care e adevărată, care e falsă. Asta a fost o problemă care este legată foarte mult de instituții, inclusiv de instituții, de serviciile secrete. Este inadmisibil ce s-a întâmplat, să fim atât de nepregătiți, sau în fine, asta a ajuns la noi. Dar pentru mine este un semn mare de întrebare de ce am fost atât de nepregătiți pentru asta. Pentru situații în general te referi? Pentru tot ansamblul situației de criză te referi? Sau informațional? În special pentru zona de informații. Na. Crizele unele nu pot fi prevăzute, deși asta se pare că nu a fost o lebădă neagră. A fost o lebădă albă. Așa zice cel puțin Taleb, așa ne spune. A fost o criză previzibilă, de care se vorbea. Dar nimeni n-a luat în considerare, nicio companie pe care o știu sau n-a luat în considerare o criză sanitară. O criză economică se vorbea, o anumită recesiune, dar o criză sanitară nu. Apropo de Taleb, chiar mă gândeam să te întreb care sunt autorii tăi preferați, pe cine urmărești ca și autor și îți place. Înțeleg că Taleb e unul dintre ei, este și unul din preferații mei ca și gânditor. Ce alți gânditori te mai impresionează în sens pozitiv dintre autorii moderni sau trecuți? Eu cred că e cea mai grea întrebare. Hai să întreb altfel. Ce carte îți place să faci cadou? Sau să recomanzi? Depinde cui. Îmi place să citesc și beletristică. De pildă îmi place Faust, foarte tare. Faust al lui Goethe. Uh-huh. Dar depinde cui. Dacă vorbim de cărți de management leadership, sunt câțiva autori care mă impresionează. Warren Bennis, care din păcate nu mai este de ceva timp între noi, Peter Drucker, nu? Uh-huh. Care este părintele managementului modern, și mai sunt câțiva mai, să spunem așa, mai tineri. Uh-huh. Daniel Kahneman este un alt autor care îmi place foarte mult. Premiul Nobel, laureat. Da. De Nobel. Mă uit în spate la cartea aia ta pe care mi-ai arătat-o înainte de interviu, o carte cu un titlu incitant. Te-aș provoca să ne mai arăți odată și să ne deslușești un pic despre titlu. Care e secretul acestui titlu? Micul zeu și viitorul muncii în panteonul fericirii. Micul zeu și viitorul muncii în panteonul fericirii. Păi despre micul zeu este vorba, adică despre noi. În primul rând e vorba de transformarea valorilor noastre, mai ales două valori fundamentale definesc tinerele generații, generația Y și Z, adică cea care acum... În România te referi sau în general în lume? În general în lume, dar această carte este și un studiu pe aproape 1000 de angajați români. Uh-huh. Autonomia, creșterea autonomiei ca importanță, adică capacității de autoguvernare, asta înseamnă autonomie, să mă autoguvernez. Că vorbim de viața personală sau de viața profesională, asta este o valoare indiscutabilă pentru marea majoritate. Și exprimarea, să mă exprim, exprimarea sinelui, să mă exprim în ceea ce fac, în ceea ce sunt, în cum trăiesc. Astea sunt două valori care revoluționează lumea. Ele sunt sesizate de ceea ce înseamnă World Value Survey de prin anii 80, și l-au botezat Revoluția Silențioasă. Că aceste două valori revoluționează modul în care gândesc oamenii. Și noi știm foarte bine că dacă omul poate să schimbe viața, schimbându-și mentalitatea, schimbându-și modul în care gândește. Iar aceste valori restructurează modul în care gândesc oamenii. Adică oamenii își creează, chiar se autocrează în acest moment, în funcție de modul în care gândesc, pot să-și autocreeze un alt potențial. Nu ne mai naștem cu un potențial pe care doar îl împlinim, ci ne dezvoltăm un alt potențial. Avem tehnologii, se cheamă tehnologia ale sinelui, pe care dacă le folosim, ne creăm sau ne reinventăm ca oameni, nu spus așa în termeni banali. Când spui tehnologia, te referi la acel auto-coaching de care spuneai mai devreme? Și la acela, dar este vorba de toate tehnologiile care te fac să fii
să evoluezi sau să ai un progres necontenit ca om. Un progres pe, dincolo de un obiectiv pe care tu ți-l poți imagina. Pentru că pe măsură ce te apropii de el, îți propui un ceva și mai mult. E legea progresului continuu sau a unei adaptări superioare. Prin asta, omul își făurește el viața și se raportează doar la sine. Cumva. Și asta schimbă semnificativ partea de cum se raportează la muncă și la propria lui fericire. Până la urmă, fiecare își creează un model de fericire pe care și-l pune în practică. Unde găsim cărțile tale, Dorin? La tine pe site sau în librării? Unde ne îndrumi? Pot fi accesate direct la noi pe www.result.ro, result.ro sau în librăriile mari, rețelele de librării Cărturești, Seneca, Librarium, Eminescu. Sunt curios de o chestie și inclusiv în calitate de autor. Toate cărțile tale au cercetări în spate, au survey-uri, au studii de genul ăsta sau ai scris și ceva mai de opinie așa? Am scris și, să spunem, mai eseistice. E o carte care se cheamă Cine sunt eu și este o bună modalitate, să spunem așa, de explorare, de autoexplorare pentru o cunoaștere de sine mai bună. Nu știu dacă am pe aici. Apropo de iluzia superiorității. Uh-huh. Este îngerul de căzut. Uh-huh. Interesant. E o carte foarte drăguță, care se citește ușor. Uh-huh. Și care ne pune în diverse ipostaze sau în diverse situații în care putem să ne explorăm și să ne descoperim, inclusiv modul în care acordăm încredere, ce facem cu ea, să ne descoperim părțile noastre benefice sau cele care pot altera relațiile cu ceilalți. Și ce ne pregătești, Dorin? La ce lucrezi? Am întrebat direct, nu te-am întrebat dacă lucrezi la ceva, ci te-am întrebat la ce lucrezi. Păi acum suntem, să zicem așa, într-un proces de a reedita valorile angajaților români. Anul viitor să sperăm că putem să... Deci la 8 ani după, la 8 ani după apariție, cred că e 2013 asta, nu? Da. La 8 ani după apariție, la 10 ani după studiu, efectiv. Adică la 10 ani, în principiu, ar trebui să fie niște schimbări, să sperăm niște îmbunătățiri în modul în care sunt așezate valorile pentru cei mai mulți dintre noi. Faceți studiu din nou sau cum? Vrem să facem studiu din nou și acum am început acest proces. La acest studiu a participat cumva la îmbunătățirea instrumentului, a participat și Vintile Mâinilescu, care din păcate nu mai este printre noi. Deci cumva este unul din lucrurile la care și-a dus și el o contribuție. În momentul de față există un chestionar pe care România ar putea să-l completeze? Putem participa și noi? Putem contribui la cercetarea respectivă? Cu mare drag, și asta este invitația pentru cei mai mulți dintre voi, dintre ascultătorii noștri, să participe și să ne ajute prin asta la a vedea cum stau lucrurile, să zicem așa, în România profundă, în România așa cum este ea. Super, abia aștept să-l completez. E un survey, e un chestionar online sau cum e? Un chestionar online se completează, pur și simplu se accesează un link, se completează simplu. Să promovăm acest link către comunitatea noastră. Mulțumesc mult! Acum, întrebare tehnică. Cât durează completarea? La ce să ne așteptăm? E ceva foarte amplu? E mai scurt? Cum e? Dacă nu se prelucrează foarte mult răspunsul, probabil că ar trebui undeva la 15 minute, 15-16 minute. Uh-huh. Este tot destul de mult, înțeleg asta. Acum, poți să stai și 20, peste 20 de minute dacă te gândești foarte mult la un răspuns. Dar nu asta e important. Primul răspuns care îți vine în minte, ăla e cel mai valid. Uh-huh. Până la urmă vorbim despre valori, nu despre ceva foarte evident. E un concept abstract și... De asemenea, un concept care probabil că merită foarte mult să fie analizat. Presupun că atunci când răspunzi la întrebările alea, și provoacă gândirea pentru viitor, nu doar pentru momentul în care faci chestionarul. E genul de întrebare care te crește, care îți schimbă perspectiva. Da, să sperăm că este și un exercițiu de autoexplorare sau în fine, de căutarea identității.
Apropo de asta, Dorin, o ultimă întrebare. Sunt curios care e opinia ta despre legătura dintre valori, atitudini și comportamente. Și întreb asta pentru că de multe ori, când, inclusiv în munca mea, vorbesc despre, domne, mindset, schimbarea de atitudine, perspectivă, oamenii zic, astea sunt teorii, că de fapt ce contează e ce faci. Dar mie mi se pare că există o corelație semnificativă. Cum vezi tu această legătură între lumea internă, ce facem noi înăuntru nostru și ce facem fizic în afară? Ei, comportamentele sunt ceea ce vedem și care noi trebuie să înțelegem că aceste comportamente, adică ceea ce vedem, deși pe ele ne bazăm de multe ori, facem o grămadă de selecție, valori, s-ar putea să nu ne spună nimic. Și aici este o mare problemă, pentru că comportamentul este foarte puternic influențat de context. De pildă, dacă e vorba de un interviu, un context de competiție, eu merg la interviu ca să iau interviu, nu? Automat îmi cenzurez anumite comportamente. Nu înseamnă că acele comportamente sunt relevante pentru mine. Și învăț să mă prețin, mai ales dacă am experiența interviului, comportamentele prezentate în cadrul unui interviu de multe ori nu spun nimic. De asta interviul are o șansă de succes, chiar dacă este bine făcut, un pic mai mare de 50%. De 57% este indicele. Într-un interviu structurat, bazat pe competență, să zicem așa, în situația cu tare, nu știu ce ai făcut așa. Și un interviu la bere, nu e nicio diferență. Cum selectez oamenii. E același indice de predicție. Deci cam 57%. E aproape cum aș da cu banul. Le-au pe putare sau le-au pe putare. Și atunci ce sfătuiești un antrenor sau un lider să facă? Să facă interviu și mai ce? Că presupun că interviul nu-i destul, nu? Păi să vadă un pic și el niște atitudini care înseamnă niște pattern-uri de comportament în care în aceste tipare de comportament vezi valorile, adică vezi cum sunt reglate, vezi ce... În atitudine se regăsesc valorile. Atitudinea este modelată de valori. Atitudine fără valori înseamnă comportamente și valori. Dar în primul rând, atitudinea, când ne uităm la atitudinea unui om, pe bună dreptate se spune atitudinea creează viitorul. Eu cum uit la atitudinea unui om, mai ales în cadrul unui interviu, în primul rând mă uit la compoziția corpului. Atitudine fără poziție corp nu există. Deci atitudinea se reflectă în poziția corpului. Și după aia înseamnă o serie de comportamente care... În principiu trebuie să vezi cum sunt prezente acele comportamente în mai multe contexte. Nu într-unul singur de interviu. Mai multe contexte. Și acasă, cum este și cu colegii. Și e greu de văzut asta. Practic nu ai... Și atunci noi ne uităm foarte mult la atitudine în poziția corpului. Dacă are o poziție corectă, cum deschide ușa, cum merge, cum privește, ce face cu mâinile, ce face... În primul rând să stea într-o poziție corectă, adică semideschisă, ușor aplecată, să participe la discuție, să fie, să spunem așa, să creeze un dialog. Valorile sunt, din păcate, sunt foarte greu de evaluat, dar ele reglează aceste comportamente, le dozează, le pun într-o anumită ordine. Iar noi decodificăm valorile uitându-ne mult la mentalitate. Iar mentalitate înseamnă să mă uit la câteva lucruri. Cumva e setup-ul mental. Înseamnă să văd modul în care gândește omul, câteva lucruri mai generale. Cum se gândește, cum gândește viața lui? Care e rostul vieții lui? Ce asta vrea să facă? Cum se evaluează el pe el? La ce nivel? Cum evaluează pe ceilalți? Cum se vede în relație cu ceilalți? Acest set, de pildă, dacă cineva vede viața ca o competiție, viața e o junglă, care e de acord cu asemenea afirmații, viața este o junglă. Poți să dai seama despre niște valori de ale lui și despre cum va face. Sigur că e o ipoteză. Dacă ipoteza asta e confirmată de încă una, deja pe două tipuri de ipoteze confirmate, poți să formulezi cam asta este atitudinea, cam asta e atitudinea lui sau asta e tiparul de comportament. Asta înseamnă că un interviu nu durează 10 minute, poate să dureze 2 ore, că ai nevoie să inferezi niște lucruri. Sau, mă rog, nu poate fi superficial, asta e ideea. Nu poate fi Pentru poziții mai înalte, poate să dureze și 2 ore. De regulă, un interviu așezat durează o oră. Ai nevoie să creezi un mediu în care să nu fie o competiție sau poziționarea să fie de egalitate. Niște lucruri de bun simț, până la urmă, care ar trebui făcute. Da. Și care poate merită reamintite. Pentru mine îți mărturisesc foarte valoroasă această reamintire că acele comportamente pe care noi le exprimăm sunt extrem de dependente de mediu, de context, de situația în care ne găsim punctual, iar partea de valori este de fapt cea care ne arată pattern-ul. Adică
Dacă valorile sunt aici, ele funcționează ca un fel de far care dozează și călăuzește comportamentele în diverse contexte. Deci spune aici mai mult comportament din ăsta, aici mai mult comportament din ăsta. Și asta e valoros și relevant. Ca să dau un exemplu banal, am plecat la un moment dat de mult, de vreo 12 ani, cu o companie în care, o mare companie care avea și distribuție de vinuri, să zicem așa. Nu sunt prea multe companii în România de vinuri, dar e una din cele mai mari. Și în această rețea de distribuție, într-un centru de distribuție, se fura aproape 20%, erau luni în care se fura aproape 20% din ce se zicea pe acolo. Dă-ți seama că asta era un furt sistematic, ca sistem, adică toată lumea fura. Gândiți-vă ce înseamnă dacă eu, să zicem, sunt selectat să merg în acea companie și să zicem că eu am ca valoare integritatea sau să nu fur, să zic așa, să nu fur, să nu mint, minciuna e urâtă, nu cu minciuna socială. E greu să reziști acolo. Efectiv, dacă ai această valoare, dacă această valoare este bine definită pentru tine, te reprezintă, nu există decât două posibilități. Ori imediat este exclus, ori pleci tu. Problema este ce faci când această valoare este flexibilă. Ești luat de către sistem. Așa se explică, de pildă, și partea de corupție. Foarte ușor. Cu aceste valori flexibile, această relativitate, că până la urmă spunem că totul este relativ, dar relativul are și un punct terminus, să zicem așa. Dorinda, dacă sunt flexibile, mai sunt valori, pe definiția valorilor, sau sunt mai curând niște atitudini schimbătoare? Că mie mi se pare că dacă vorbim despre valori, alea sunt valorile. Ele au grad sau sunt în ligă cu principiile, nu? Nu sunt în ligă cu negocierea. Ei, vedeți, lucrurile nu sunt chiar așa de simple în realitate. Că una zice, să zicem așa, una este ceea ce vorbim, cum ar fi, cum structurează aceste valori, dar în realitate ce se întâmplă? Dacă eu am o convingere sau o valoare, să zicem, da? Și experiența îmi arată, se contrazice cu acea valoare, cine câștigă? Experiența. Foarte puțini oameni rezistă, eu nu zic că nu sunt excepții, dar foarte puțini oameni rezistă și mor pentru convingerea lor. Avem câteva exemple în istorie, dar sunt puține exemple. Dau aici un exemplu un pic mai pământesc. Noi folosim o scală de integritate pentru colegele mele, pentru partea de recrutare și selecție, folosim o scală de integritate. Ce vreau să spun este că scorurile foarte mari la integritate, de alea, să zicem, peste 90%, sunt, din punct de vedere comportamental, sunt un fel de cancer în relație cu ceilalți. Intransigenți, foarte duri, nu sunt potrivite pentru foarte multe joburi. Deși așa, integritatea este o valoare frumoasă, nu? Dar în relație cu ceilalți, nu ai, își pierde această flexibilitate de care este nevoie, inclusiv minciuna socială. Dar să fim cinstiți, toată lumea minte. De copii de la 5 ani. Mi-a plăcut fraza asta ta. Să fim cinstiți, toată lumea minte, e o construcție care merită contemplată. E vorba de minciuna socială, nu minciuna aia infracțională, urâtă, aia cu rea intenție. Sau. E vorba de minciuna socială. Sunt mai multe studii de neuroștiințe care arată foarte clar că noi mințim cel mai puțin dimineața. 30%. Avem doza de minciună dimineața pentru că cenzura eului funcționează, suntem odihniți, vrem să fim mai coerenți cu noi înșine. La prânz deja crește la 50%, iar seara depășește 70%. Adică ajungem să stăm de vorbă noi, eu nu te mai ascult pe tine, dar dau din cap, sunt absolut de acord cu tine. Apropo de asta, e foarte tare observația asta și am să prelungesc un pic conversația noastră cu voia ta, să aduc în discuție un alt element care e considerat de regulă la capătul celălalt aspectului, nu e bun, și anume bârfa. Dar bârfa totuși are o funcție socială extrem de validă, extrem de importantă. Oamenii o consideră ca pe ceva rău și o arată cu degetul, spun, băi, nu-i frumos că bârfești. Da, probabil că toată lumea, într-o anumită măsură, bârfește, că dacă ne legăm de minciuna socială de care spui tu, uneori ele sunt foarte apropiate atunci când comunicăm. Tendința spre bârfe, scenarii și jocuri politice este pe locul 2, în topul valorilor și al... Deci este aplicarea asta spre mediul informal este mult mai importantă. Iar noi am implementat, am avut multe proiecte în care am implementat, să spunem așa, mai rafinată sau mai soft. Am făcut bursa noutăților, bursa zvonurilor, să o transparentizăm un pic. Pentru că oamenii se orientează după bârfă mai mult decât după comunicările interne.
nu întotdeauna, dar de multe ori se orientează mai mult după bârfă, după ce se spune la o țigară, la o cafea, ce se întâmplă în compania lor, decât după niște comunicări oficiale. Dar românii bârfesc mai mult decât alte țări, din ce ai observat? E vreo diferență aici? Lucrurile sunt împărțite, nu suntem nici cei mai tari, nici cei mai slabi din această perspectivă. De pildă și în Germania se bârfește, că vorbeam de o cultură mai, un pic mai riguroasă, așa, mai rațională. Se bârfește foarte mult în Germania. Dacă vorbim de Germania de, se bârfește și mai mult decât în Germania de vest. Dar acolo chiar, la un moment dat, sau în fine, Stasi avea o structură de vreo 100.000 de angajați când era pe timpuri, înainte de 89, de dărâmarea țipului Băjinului. Iar se spunea că aveau 4 milioane de colaboratori. Acum este prezent un fenomen uluitor, mai ales în Germania de Est. Foarte mulți dintre securiștii lor, dintre cei de la Stasi, au devenit terapeuți, iar informatorii pacienții lor. Au experiență să pun întrebări, știi? Au training-ul făcut. Dar să știi că am văzut lucrul ăsta și în România. Mulți, o parte dintre cei care au fost securiști sunt acum fisioterapeuți. Nu știu cine sunt clienții lor, dar... Orientare profesională. Da. Ceea ce fie vorba între noi va fi un fenomen tot mai pregnant în perioada următoare din cauza schimbărilor structurale la nivel global. Mă gândesc că dacă educația își schimbă structura, dacă se schimbă sistemul educațional, vom avea un număr foarte mare de dascăli care vor avea de folosit competențele de acolo în altă parte, în alt sistem, în alte profesii. Și ăsta e un fenomen interesant de remarcat. Pe de altă parte, este dificil de anticipat. Nu putem ști în ce măsură va fi sau nu așa, dar ceea ce putem studia în continuare, repet, este ce se întâmplă cu valorile în țară la noi și reamintesc că oricui e interesat, 15 minute de insight-uri, mai mult sau mai puțin 15 minute de insight-uri la completarea unui chestionar, pentru că mie mi se pare că atunci când completezi chestionarii despre valori, întrebările alea te ajută să înveți despre tine, de asemenea. Nu e doar o muncă pe care o faci în folosul comunității, ci este cât se poate de orientată către sine, că tu dinăuntru tău ai de scos niște răspunsuri pe care poate nu le-ai mai scos niciodată, când ai avut ocazia să te întâlnești cu astfel de întrebări și mai ales într-o anumită ordine și într-o anumită secvență. Așadar, link-ul pentru acest chestionar. Mulțumim foarte mult, Dorin Bodea, pentru insight-urile despre valori, despre cultură organizațională, despre recrutări, despre minciună, despre bârfă, despre comparații între popoare, despre inovație. Savuros dialog. Mulțumim frumos și să ne revedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumim, Dorin Bodea. Mulțumesc și eu, cu bine. Ciao, ciao.